Viitorul uzinei pe gaz de la Mintia este un subiect fierbinte de mare interes, nu doar pe plan local, ci și național, dacă ne raportăm la Strategia Națională Energetică. În scenariul optimist promovat de prefectul județului, noua uzină ar trebui să funcționeze începând cu data de 31 decembrie 2026. Pe de altă parte, chiar dacă face parte din coaliția de guvernare, declarațiile făcute de deputatul PSD Ilie Toma ar putea pune în pericol viitorul investiției de la Mintia. Din declarația prefectului de Hunedoara Călin Marian, făcută în emisiunea La Subiect, difuzată pe Postul 1 TV, aflăm un singur lucru cert. Noua uzină electrică de la Mintia va funcționa începând cu data de 31 decembrie 2026 și disponibilitatea pentru implementarea proiectului. Nimic despre alte lucruri concrete. Este cea mai mare investiție a României în ultimii 30 de ani, și anume o investiție de 1 miliard și 100 de milioane de euro. Investiție care se realizează în județul Hunedoara, o investiție care până la urmă reface punctul energetic strategic al țării și împreună cu Ministerul Energiei am urmărit de aproape tot ceea ce înseamnă investiția respectivă. Hunedorenii așteaptă din partea prefectului o declarație documentată, nu informală. Tocmai de aceea adresăm câteva întrebări la care așteptăm și răspuns. În cât timp se va reuși racordarea uzinei la magistrala de gaz și dacă este necesară exproprierea unor terenuri? Poate susține sistemul energetic românesc preluarea întregii producții de energie electrică de la Mintia? Pe de altă parte, în aceeași emisiune, la mai puțin de 3 săptămâni de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare a termocentralei Mintia, deputatul Ilie Toma, vicepreședinte al Comisiei pentru Industrie și Servicii, pune sub semnul întrebării viitorul investiției, vorbind despre o renegociere a contractului astfel încât, în caz de urgențe majore, termocentrala să poată funcționa și pe cărbune. În condițiile în care criza energetică ne omoară și multe alte crize, plus războiul de la graniță. Eu nu cred că este momentul, sub nicio formă, să tăiem niciun grup energetic. Dar dacă tot doresc să recupereze anumiți bani din investiție, pentru că oricum banii și recuperează din producerea energie electrică, când vom da drumul la grupurile pe bază de gaz metan. Măcar trei, cu boia bunului Dumnezeu și a mai marilor noștri, să le lăsăm în conservare. Deci ce înseamnă conservare? Eu și colegii mei în toamnă tocmai am votat un proiect de lege prin care, formulat evident de noi, colegii de la PSD, să nu înseamnă conservarea, tăierea sau scoaterea din funcțiune, ci trecerea în rezervă tehnică. Ce înseamnă rezervă tehnică? Adică când ai nevoie, un motor termic, că putem compara un motor termic cu termocentrala de la Mintia, îi dai cheie și o pornești în 2-3 zile. Să nu fie în 2-3 zile, să fie într-o lună, într-o lună jumate. Ministrul Energiei a declarat de nenumărate ori că termocentrala Mintia nu va ajunge la fier vechi, nu va fi tăiată. Cred că aceste declarații le-am auzit cu toții. Investitorii discută despre demolare. Oare pe infrastructura actuală, repet încă o dată, se pot construi prin demolarea doar 2 grupuri. Și vă întrerup o secundă, pentru că doamna Barabaș vrea să completeze. Deci, cel puțin în prima fază, urmează doar secția chimică să fie demolată. Nu se pune problema unor grupuri. Deci, pentru construcția uzinei pe gaz, nu se demolează grupuri. Dacă o demolăm secția chimică, oare, indiferent că mai rămâne un grup energetic sau 3 sau 4, mai pot funcționa fără acea secție chimică? La o adică, dacă vreți să-i dai drumul. Eu zic că nu. Declarațiile celor doi politicieni, colegi în coaliția de guvernare, de altfel, creează o stare de incertitudine, pentru că o renegociere și implicit o modificare a contractului deja semnat și achitat poate pune în pericol viitorul investiției. Tot pentru o corectă informare a cetățenilor vom cere un punct de vedere oficial din partea președintelui PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, dacă deputatul Ilie Toma a vorbit în nume personal sau a prezentat poziția social-democraților.